Urmează zile caniculare în România. E important să ne protejăm de soare, e important să știm ce ar trebui să mâncăm, care sunt alimentele care ne pot feri de efectele nedorite ale căldurii. Îi mulțumesc foarte mult domnului nutriționist Cristian Mărgărit, este în legătură directă. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua! Domnule Mărgărit, e adevărat că vorbim mai mult despre mâncarea care ne protejează de frig. Și atunci ne place să credem că dacă găsim o bucată de slănină, de mangaliță, ne protejează de frig și ne putem pune în plan și fantezia asta culinară pentru cei care o au. Acum, cât de importantă este alimentația în zilele caniculare? Poate scădea temperatura corpului? Nu poate scădea neapărat temperatura corpului, dar o poate menține jos, consumând alimente care sunt bogate în apă, pentru că hidratarea este extrem de importantă, alimente care au mineralele necesare pe care noi le pierdem prin transpirație și aici ne putem duce inclusiv către sucuri de legume, chiar sucuri de fructe naturale în această perioadă. Le putem amesteca cu apă pentru a le dilua. Celebrul ayran, care are și proteinele din iaurt, care are și niște calciu, în care punem un pic de sare și apă, evident, ajută hidratarea mai bine decât apa simplă, supele, ciorbele, deci toate aceste alimente, hai să spunem, tradiționale, dar foarte important, nu foarte reci. Pentru că dacă noi consumăm un aliment foarte rece în această perioadă, mă gândesc la apă cu gheață, sucuri cu gheață, înghețate, etc., corpul va percepe asta ca pe un îndemn să producă și mai multă căldură. Deci trebuie să le mâncăm la temperatura camerei sau eventual un pic răcite, în niciun caz foarte, foarte reci, pentru că imediat corpul, repet, va începe să producă mai multă căldură, acest proces de termogeneză, se ridică temperatura corpului, transpirăm mai mult, ne deshidratăm mai mult și hai să vorbim un pic despre semnele deshidratării, începând de la lipsa de energie, durerile de cap, amețelile și, bineînțeles, uscăciunea gurii într-un final, dar trebuie să bem apă sau să consumăm aceste alimente bogate în apă înainte să ni se facă sete. În momentul când simțim senzația de sete, deja este târziu, deja suntem deshidratați, mai ales cei mai în vârstă dintre noi. Se confundă foamea cu setea și nu ne mai dăm seama că, de fapt, ne este sete, că suntem deshidratați, mâncăm ceva, ceea ce, evident, ne poate face rău, mai ales alimentele grele, grase. Vorbesc despre alimentele de iarnă, bogate în grăsimi, bogate în energie. Nu mai au ce căuta în această perioadă în dieta noastră. Vom mânca foarte ușor, repet, legume, fructe, proteine slabe, piept de pui, pește, supe, brânză slabă. Deci rămânem în această zonă de ușor. Mâncăm ușor și ne hidratăm foarte bine. Cât de des trebuie să bem un pahar de apă? Există o recomandare, un pahar de apă pe oră, un pahar de apă la jumătate de oră. Ce înseamnă hidratare pentru dumneavoastră, pentru specialiști? Înseamnă să nu apară acea senzație de sete sau acele simptome ale deshidratării și asta diferă foarte mult de la persoană la persoană, depinde de mediul în care suntem, pentru că putem fi afară, dar dacă bate puțin vântul, transpirația se evaporă imediat și atunci nu ne dăm seama că am transpirat. Deci în această perioadă, mai ales la persoanele care sunt afară sau transpiră mult, putem urca și la 3-4 litri de apă pe zi. Repet, foarte important să avem și alimentele bogate în minerale, iar pentru sportivi sau cei care fac mult efort, chiar suplimentele cu electroliți. Ce înseamnă electroliți? Sunt acele minerale absolut necesare funcționării corpului și sodiul, de exemplu, sarea. Deci în această perioadă spuneam că în ayran putem pune sare. Deci putem bea apă minerală? Putem bea apă minerală, este foarte bine și nu ne referim neapărat la apa carbogazoasă, ne uităm pe etichetă și trebuie să aibă un conținut mare de minerale. Și repet, de preferat, evident, sodiul să ni-l acoperim și apoi magneziul, calciul, potasiul, deci foarte, foarte important pentru că aceste minerale se pierd și prin transpirație și trebuie aduse înapoi în corp. Ne întoarcem la alimente, domnule Mărgărit. Afinele văd pe această listă. De asemenea, mi-a mai atras atenția conopida. Conopida asigură protecție solară? Nu neapărat. Ele conțin foarte multă apă și spuneam că ne hidratează, dar mai avem încă o componentă. Protecția față de radiația solară și aici, într-adevăr, fructele și legumele colorate, cum sunt afinele, de exemplu, cum era ardeiul roșu în imagine, bogat în vitamina C, prin acești antioxidanți
ajută la protecția pielii, pentru că știm, sub influența radiației solare, pielea îmbătrânește. Nimeni nu scapă de acest efect, ne place să stăm la soare, ne place să avem acea culoare a râmie. Pielea poate să arate chiar mai bine câteva zile după ce stăm la soare, pentru că este inflamată, dar acest fenomen înseamnă îmbătrânire. Deci nu înseamnă altceva decât îmbătrânirea pielii. Nu mai vorbim despre riscul de cancer de piele, care este foarte, foarte mare. În România nu se obișnuiește a se folosi, să spunem, crema de protecție solară, mai ales de către bărbați, sau hainele care te protejează de razele soarelui, care sunt opace la ultraviolete. Deci mare, mare atenție, fotoîmbătrânirea și riscul de cancer de piele sunt niște elemente esențiale și da, aceste alimente bogate în antioxidanți, inclusiv fructele colorate, mai ajută puțin pielea, o mai protejează puțin, dar nu complet. Trebuie să evităm pe cât posibil arsura solară, mai ales persoanele cu piele foarte deschisă. Iarăși în România este un mix de populații, sunt persoane cu piele foarte deschisă, care nu rezistă de fapt la soare și acei oameni se expun la fel ca persoanele brunete, care au o piele ceva mai protejată. Ceaiul verde. Citesc despre ceaiul verde că, potrivit unui studiu efectuat pe șoareci, adevărat, un studiu de laborator, s-a descoperit că un consum zilnic de ceai verde reduce apariția tumorilor induse de radiațiile ultraviolete. Adică fix ceea ce spuneați dumneavoastră, expunerea îndelungată la soare care poate duce la cancer de piele. Ce conține miraculos ceaiul verde? Sunt anumiți antioxidanți, niște polifenol care au acest efect benefic de protecție, nu doar împotriva radiației solare, ci și pentru radicalii liberi care există deja în organism din diverse surse. Deci este foarte, foarte importantă această alimentație cu efect antioxidant și evident în partea cealaltă trebuie să evităm prăjeli, dulciuri, zahărul, chiar și făinoasele, alcoolul care și el este foarte periculos și foarte multă lume va sta la plajă, va bea o bere sau va bea niște vin sau un șpriț. Mare, mare atenție să ne și hidratăm și, repet, să protejăm pielea. Iată, în imagine era niște păstârnac și țelină. Acestea sunt plante care conțin substanțe cu efect de fotosensibilizare. Deci nu trebuie să mai mâncăm albitură, țelină, aceste apiacee, deci toate rădăcinoasele din această familie, fac pielea mai sensibilă la razele solare. Ele sunt niște legume de toamnă și de iarnă, când pielea noastră nu este expusă la razele soarelui. E foarte bine de știut și vă mulțumim pentru pont, dar morcovi avem voie să mâncăm? Morcovi? Morcovii sunt în regulă, carotenoizii din morcov ajută pe de-o parte pielea, da? Deci cred că per total avem un efect net benefic pozitiv. Mai e o problemă. Fructele poate nu, dar legumele pe care ne propunem să le mâncăm, e mai bine să fie consumate fierte sau la cuptor, deci prelucrate termic sau crude? În cazul multor legume, nutrienții sunt mai ușor de asimilat atunci când sunt gătite. De preferat la abur, fierte, maxim la cuptor, mai puțin pe grătar. Punerea lor pe grătar generează arsură, radicali liberi, stres oxidativ, deci nu ardem legumele, ci doar le înmuiem, chiar dacă le tragem la tigaie, să spunem, sau le punem pe o plită, foarte, foarte puțin, atunci crește biodisponibilitatea nutrienților și nu se creează substanțe toxice. Dacă, în schimb, le-am pus pe grătar și le ardem, sunt expuse la fum sau prăjite, evident, atunci sunt periculoase. Deci de la crud până la cuptor, să zicem, este în regulă, mai departe, deja temperaturile mai mari distrug substanțele utile din legume și creează substanțe nocive. Care e temperatura ideală pentru gătirea legumelor? La cât recomandați să le pregătim? Probabil ar trebui să stăm între 100, care înseamnă fierberea, și 120-140, ceea ce poate să însemne o coacere inteligentă, dar la un cuptor unde reglăm temperatura sau la un slow cooker. Deci tot ce înseamnă supe sau cuptor ar fi acceptabil. Când începe caramelizarea excesivă și apar zonele negre, zonele arse, atunci este un pericol. Deci mai degrabă după aspect ne vom orienta, părțile arse, chiar dacă le primim în farfurie, de exemplu, la restaurant, încercăm să nu le mâncăm, le dăm la o parte, este foarte, foarte simplu. Cristian Mărgărit, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, foarte utilă în această perioadă, se anunță zile caniculare în România.